Absolvenții de liceu sunt deja în căutarea unei universități care le va putea asigura studii de calitate și un viitor mai bun. Anul acesta, 18 centre universitare din România și-au prezentat oferta pentru abiturienții din nordul Republicii Moldova. Târgul universitar s-a desfășurat în curtea unui liceu din municipiul Bălți. Am avut reprezentanții a 18 centre universitare, bineînțeles cele mai populare fiind București, Timișoara, Cluj, Iași, însă încep să prindă la public și celelalte orașe, Sibiu, Petroșani, Bacău, Oradea, Aradu, Alba Iulia. Studenții sunt interesați de specializările de bază, cum ar fi dreptul, științe administrative, economie, științe politice, însă sunt persoane din ce în ce mai interesate de specialități cum ar fi muzică, artă, film. Clujul și oferta universitară din Cluj în acest an este una foarte variată. Avem Universitatea Tehnică, Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Universitatea de Medicină și Farmacie, Universitatea de Arte și Design și Academia de Muzică. Este o ofertă foarte mare cu peste 40 de facultăți și foarte, foarte multe specializări, cu 1, 2, 3 locuri la majoritatea specializărilor, la buget cu bursă. Astăzi am venit cu Universitatea Maritimă din Constanța să ne prezentăm oferta pentru românii de pretutindeni, respectiv 67 de locuri la bursă și 10 fără bursă pentru ciclul de licență. Avem 19 locuri cu bursă și 8 fără bursă pentru cei care doresc să participe la ciclul de masterat. Proaspeții absolvenți spun că ofertele prezentate în cadrul târgului sunt pe măsura așteptărilor. Vreau facultate de economică, pe ce? Нашёл себе факультет в ЯСА, в Александре Иван Куза. Нашёл себе факультет в Сычаве, в Штефан Чалмаре. В Кровьёве очень хороший вариант и в Констанции тоже очень хороший вариант. Я хочу в медицину. Это строгое решение, другую мечту я себе не вижу. И хочу в ЯСы попробовать, в Бухарест, но знаю, что только медицина. А честь тырк ал университетилор дин Румыния есть биневенит. Ну, эксклюдим ше адмитерия Република Молдова. Dar în genere ne uităm medicină și economie. Probabil acestea sunt cele mai întrebate la moment. Anul acesta, 10.170 de elevi au promovat examenul de bacalaureat și vor putea depune actele pentru a-și face studiile universitare.